Bună ziua! La ședința ordinară de astăzi sunt prezenți 20 de consilieri din totalul de 21 funcție. Vă supun spre aprobare textul procesului verbal al ședinței din data de 30 ianuarie 2020. Cine este pentru? Împotrivă, abține, unanimitate. Vă aduc la cunoștință numărul necesar de voturi pentru, în vederea adoptării proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi. Cu majoritatea absolută 11 voturi, proiectele numărul 1, 2, 3, 4, 6 și suplimentar 1, 3, 4, 5, 6, 8 și 9. Iar cu majoritate calificată 15 voturi, proiectele numărul 5 și suplimentar 2 și 7. Precizez faptul că la proiectul numărul 4, articolele privind numirea comisiilor vor fi adoptate prin vot secret. Mulțumesc! Vreau eu, înainte de a începe ședința, să fac o precizare și în același timp o orare. Începând de la această ședință, domnul consilier Leonardo Achiloae nu va mai participa la ședințele de Consiliu Local. Am luat act de numirea sa în funcția de secretar de stat la Ministerul Apelor și Pădurilor, Mediului Apelor și Pădurilor. Îi urăm mult succes în noua provocare profesională. Îi mulțumim pentru activitatea desfășurată în Consiliul Local. Cred că a fost unul dintre consilierii cu cea mai mare experiență și a reprezentat un factor cu expertiză pe buget, a reprezentat un factor de echilibru și un bun colaborator, însă noua misiune pe care a primit-o, sunt convins că își va îndeplini cu brio toate cerințele postului. Îi dorim să iasă la pensii de acolo. Mulțumim, Doamne ajută, poate și mai sus, de ce nu? Și urmează să se realizeze procedurile legale pentru desemnarea unui nou consilier de pe lista de supleanți. Mai am avut multe. Bună ziua, bine ați venit la ședința ordinară de Consiliul Local, convocată de domnul primar Lucian Vidunicu, în dispoziția numărul 85 din 30 ianuarie 2020. Vă supun la vot ordinea de zi, cu proiectele suplimentare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 1 privind aprobarea bugetului local consolidat al municipiului Roman pe anul 2020 și a listelor de investiții finanțate din bugetul local, bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții și din bugetul creditelor interne. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Un amendament al la comisie, dacă îmi permiteți. Pe punctul unei erori materiale de la anexa 6 de la buget, punctul 8 și 9, punctul 8 devine reabilitări trotuare, iar sumele aferente acestui capitol de investiții se adaugă la totalul sumei în buget. Ca atare va fi modificată și anexa 3. Și anexa 3, la care doar se adaugă la total sume aceste sume din lista de investiții. Mulțumim. Prima ședură, chiar în ședința trecută, a spus că toate centralele vechi de pe timpul Dan Marin, care vor fi înlocuite... Ne-am primit solicitări, dar toate... Dar școala de artă și vii tot pe timpul Dan Marin a schimbat. Este lista de investiții. Este lista de investiții. La corpune. La credință, dar dincolo pe proiectul pe care îl avem, proiectul european, e pe stat comunicat în investiții, nu de parte, în proiectele europene. Deci aveți proiectul... Proiectul european nu intră. Și intrăm doar pe la grădință. Deci tot era tot la grădință. Ne-a solicitat la grădință. Ne-a solicitat la grădință, dar am venit. Dacă se pierde proiectul, nu se pierde. Nu se pierde. Nu pierde nici proiectul. Cine este pentru? Cu amendamentul. Da? Împotrivă? Abține?
Abținere, domnule consilier. Proiect numărul 2, privind aprobarea regulamentului de acordare a tichetelor sociale în vederea achiziționării de alimente de bază și medicamente. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 3, privind aprobarea măsurilor pentru bugetarea participativă în anul 2020. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Domnul, da. Dacă începe la ora, am vrut și eu vă să începem să pune la discuție. Eu am făcut doar amendamentul pentru comisie. Și avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 4, privind aprobarea programului pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Roman pe anul 2020 pentru activități non-profit de interes local în baza legii numărul 350/2005. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Articolul 7 se aprobă prin vot secret. Comisia votăm și partea mea. Nu, 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 la proiectul... Spuneți. De la fiecare proiect avem dreptul să... Aproape. Dacă este necesar. Dacă... Parada ședință, vă rog, dați atât atenția. Urmează să conduce ședința. Da, dacă este necesar, cu siguranță să fiți. Am luat la dumneavoastră, s-a ordinat de bine. A fost subgenarea participativă, făcute exact după proiecte. Chiar aveți capitolul 8, în care văd toate etapele extraordinare de echipoace. Nu avem punctul ăsta 8 în care să spun. De la până la să depun proiectele, de la până la... Exact cum s-a făcut capitolul 8 la... Un desfășurător mai clar și ca să priceapă toată lumea și să încadreze timp când analizează comisia și așa mai departe. Un capitol... Când se dă anunțul, în anunț apar toate aceste informații. Ăsta, uitați-vă pe bugetare participativă la capitolul 8, e făcut exact standard. Exact așa trebuie și așa. Dar lucruri pe stat diferite. Nu, e același lucru că aici are impuls cum a fi. E o procedură, nu, eu asta vă spun. E o procedură diferită bugetarea participativă de legea 35. Dar că se pune în dezbatere publică, se poate se publică la monitor oficial. De așa, dar eu zic că filmul e extraordinar de bine. Și ar trebui să punem și noi și la asta cele 200 de mii. A venit și foarte, foarte frumos. Și eu aș mai avea pentru anul viitor anul ăsta corect, ar fi și Comisia de Cultură, Mediu, Sănătate, Învățământ să dea avizul pe proiectul. O casă ca să aibă și... Discutăm. Hai să sub Comisia de Bogdan Andrieș. Ca și procedură de vot, se bifează căsuța, da? Căsuța, da? Sau căsuța nu? Ca și procedura de vot. Domnul consilier Balan George. De la proiectul meu. Domnul consilier Balan George.
Domnul consilier, vă rog, revin. Domnul consilier, cu putem vota. Thank you.
Supunem la vot proiectul numărul 4, legalitatea lui. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 5, privind aprobarea cumpărării unui imobil. Comisia pentru buget finanțe? Aviz favorabil. Comisia pentru urbanism? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 6, privind aprobarea cuantumului chiriilor nominale pentru locuințele ANL situate în municipiul Roma pentru anul 2020. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală? Aviz favorabil. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 7, proiectul numărul suplimentar 1, privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local, avizul Comisiei pentru Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei pentru Cultură, Culte, Sănătate? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 8, privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare-cumpărare, avizul Comisiei pentru Urbanism? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 9, privind modificarea HCL numărul 21 din 28 ianuarie 2016, privind organizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea Direcției Administrare Pieței. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 10, privind aprobarea transmiterii în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a sectorului din DN2, din zona trecerii la nivel cu cale ferată, aflat în intravilanul municipiului Roman. Avizul Comisiei pentru Urbanism? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 11, privind modificarea HCL numărul 252, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate. Proiectul numărul 12, privind încetarea temporară a unui drept de administrare. Avizul Comisiei pentru Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Discuții. Discuții? Da. Am rămas surprins că am văzut în conferința de presă că primarul ne-a informat că are de gând să dăm tribunile stadionului. Eu, de exemplu, nu înțeleg de ce ar trebui de rămas un lucru care a fost făcut de către Romașca. Să știți că eu, dacă mergeți în piață, s-ar putea să ieri m-a luat lumea râdător. Doamne, noi țevare, noi am muncit acolo și au dreptate și acum dă rămân. Păi cum să duc? Acolo e fermeton, băga calul ăsta, avem făcut de 200 de mii. N-avem locații. Poate ne revenim, o să avem o echipă și divizia C, B, să avem un stadion, tați, refăcut tribuna oficială, s-a alegeat asta. Nu avem locații în care să facem stadion. Adică dacă ne-ați fi informat... Eu vreau să vă informez. Nu, aici a fost și o chestiune de oportunitate. Am discutat și din punct de vedere a pericolului pe care îl prezintă în momentul de față gradenele și dumneavoastră din prima puneți problema greșit. Noi acolo îndepărtăm doar acele betoane de pe exterior. Acelea nu mai sunt tribune de multă vreme. În momentul de față, știți foarte bine că facem mai multe evenimente în zona stadionului și, sincer, dacă dumneavoastră vă place cum arată acele gradene,
e problema dumneavoastră. Mie personal nu îmi plac. Am luat împreună cu colegii mei decizia să îndepărtăm toate gradele care pun în pericol, până la urmă, siguranța celor care vin la stadion. Mai mult decât atât, ați văzut că în proiect avem prevăzută construirea a 3.000 de locuri. Nu sunt puține. Eu vă fac pariu cu dumneavoastră că nu veți umple măcar cu 1.000-1.500. Niciodată, la niciun element. Trebuie să fiți... Haideți să uitați la meciurile de Liga Națională. Din 1.000-1.500 de oameni. La Liga Națională. Sunteți cu toții conștienți că în momentul de față e greu să aduci la Roma un eveniment care să aducă un așa număr mare de oameni. Acolo se gândește un proiect și vrem să transformăm în totalitate acea bază sportivă. Se îndepărtează, repet, doar gradenele care sunt foarte degradate. Așa era la vremea respectivă. Dar ea acum... repet, pe cine ducem acolo pe stadion? Nu s-a ducem 20.000 de spectatori niciodată. Mai mult decât atât, trebuie îndepărtat pentru că acelea au fost așezate pe o biută de pământ. Deci alea nu prezintă condiții de siguranță. ISU nu va mai da niciodată permisiunea să desfășoare și aviz să desfășoare ceva în gradenele respective. Repet, va fi vorba doar de eliminarea gradenelor care sunt foarte degradate. Se va face o biută de pământ și acolo vom înierba toată biuta aia de pământ și vom planta arbor de jur împrejur. Tribunele, dacă ați fost vreodată la meciurile de fotbal, cum eu am fost de mai multe ori, sunt foarte departe față de... Așa. Tribunele, în momentul de față, sunt foarte departe de stadion. Noi dorim să facem niște tribune mult mai aproape de suprafața de joc, la limita pistei de atletism pe care am realizat-o și, bineînțeles, la cele două peluze, să realizăm acele terenuri sportive. Un teren pentru mini-fotbal și două terenuri de tenis. Lucruri pe care noi le-am mai discutat în trecut. Vă aduceți aminte. Și ați fost de acord cu aceste investiții. Repet, nu trebuie pusă problema în sensul negativ, ci trebuie privită, în primul rând, din punct de vedere a pericolului public pe care îl reprezintă acele gradene în momentul de față, și în al doilea rând, haideți să facem ceva frumos. Deci nu se va strica stadionul, nu se va dărma stadionul. Pentru că problema așa s-a pus și nu e corect. Am investit anul trecut în reabilitarea a pistei de atletism. Am reabilitat acoperișul. Anul acesta reabilităm instalația electrică. Anul viitor amenajăm tot ceea ce înseamnă partea administrativă și începem construirea tribunelor și a terenurilor. Deci nu se dărâmă stadionul. Ca să înțeleagă toată lumea foarte clar. Are vreo legătură cu proiectul de la FRF? Nu. Proiectul de la FRF vom intra, cred că la sfârșitul lunii februarie, prin hotărâri de Consiliu Local, să reprezăm deja terenul, dar e vorba de terenul de pe strada Islavului. Cel pe care l-am dezmembrat, l-am pregătit, am primit ieri solicitare de la Compania Națională de Investiții să le predăm terenul. Noi de acolo deja am realizat studiul topo, studiul geo și urmează să le predăm documentația, terenul în vederea realizării investiției. Deci terenul se modernizează. Uitați-vă, stadionul Ghencea, da? S-a dărmat și s-a construit altul. Stadionul Dinamo, stadionul Rapid. Și ca să nu fac altcineva și stadionul Rapid și stadionul Giulești. Cât costă așa după dumneavoastră? Nu, eu știu cât costă. Da, cred că va costa undeva în jur de 350.000 de lei. Faceți pariu? Nu, tot proiectul cu amenajarea de tribune noi, da, va depăși un milion. Asta e clar. Dar nu vorbim de desfințarea gradenilor. Desfințarea gradenilor va fi în jur de 350.000 de lei. Și îndepărtăm pericolul public. Deci vrem să modernizăm, da? Ca să înțelegem. Bine, toate explicațiile se regăsau la punctul de specialitate. Dar înțeleg care este sensul discuțiilor din momentul ce dumneavoastră la tăță. Și de ce nu sunt la punctul de specialitate? E întocmit de niște specialiști. De ce faci în cedință în codul local? Am spus că raportul este pentru niște specialiști.
Ba da, dacă aveați argumente... Și așa nu dați de la discuții... Dacă aveați argumente, doar ca să ne auzim, doar ca să ne auzim și să ne vedem... Nu avem voie să ne facem. Cine este pentru? Împotrivă? În două voturi împotrivă. Abține? Abține. Proiectul numărul 13, privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării în domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local. Avizul Comisiei pentru Urbanism. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Votat în unanimitate. Proiectul numărul 14. Privirea aprobarea schimbării destinației unor imobili aflate în domeniul public local al municipiului Roma. Avizul Comisiei pentru Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Votat în unanimitate. Proiectul numărul 15. Privind revocarea unei hotărâri. Avizul Comisiei pentru Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Cine este pentru? Favorabil. Cine este împotrivă? Abține? Votat în unanimitate. Mulțumesc. Da, vă mulțumim pentru prezența la ședința de astăzi. Cel mai probabil vom face o ședință extraordinară pe data de 27 februarie. Astfel încât... de ședință. Dacă mai apar urgențe, ne vom reuni mai repede. Repet, o să avem câteva documentații pentru cedarea amplasamentelor la Compania Națională de Investiții pentru cele două obiective. Sala de sport de la CNRV și terenul CISP 1 de pe strada Islazului și alte proiecte pe care le pregătim împreună cu colegii. Vă mulțumesc, vă doresc o zi frumoasă, un weekend bun.